11 echipaje de canotaj la Jocurile Olimpice din Paris 2024. Sportivii noștri au obținut 5 medalii la campionatele mondiale de la Belgrad. S-au întors acasă fericiți cu determinarea de a se antrena și mai mult pentru Olimpiada de anul viitor. Campionii de la Belgrad au pășit cu zâmbetul pe buze pe covorul roșu de la aeroportul Otopeni. Performanțele lor au dus România pe locul 4 în clasamentul medaliilor. Marea ambiție a fost calificarea la Jocurile Olimpice. Am plecat la start cu gândul că locul 1 se califică. Aceasta a fost gândirea noastră, de aceea am și plecat din start atât de puternic și am condus cursa chiar de la început. A fost o medalie extrem de muncită după un an extrem de greu. A fost un sentiment de eliberare și de bucurie în același timp. După ce a câștigat alături de colegele ei proba de 8+1 feminin, Magdalena Rusu a fost cerută în căsătorie. Am reușit să calificăm două bărci, să aducem două medalii, iar ce s-a întâmplat după a fost mai mult un moment personal și emoțional. Nu mă așteptam la așa ceva, am și discutat cu el în urmă cu un an, că dacă se gândește vreodată la așa ceva să nu facă în public, pentru că mi-ar fi foarte rușine sau aș avea emoții și mai mari, și mă bucur că a făcut acest lucru pe ponton și nu la podium. Sportivii au trecut de o serie de recalificări și semifinale pentru a ajunge la victorie. Au fost și alte provocări. Am trecut prin toate stările la acest campionat mondial, de la agonie la extaz. Problemele întâmpinate cu cazarea, cu masa, cu neacomodarea sportivilor, cu mâncarea gătită de ei fiind pe alt stil. Dar cum au concurat sportivii noștri și cum concurează, cum îi văd eu de fiecare dată, este foarte greu de imaginat. După mondialele de canotaj de la Belgrad, România a calificat în numai puțin de 11 echipaje pentru Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor.